decis să facem un interviu pentru punctul.ro în urma a mai multor plângeri și reacții care ne-au venit pe site-ul nostru, comentarii multe negative legate de dezvelirea statuii lui Bethlen Gabor. Și mi se pare corect să informăm cetățenii și să avem niște răspunsuri de la prima sursă, de la primarul orașului Târgu Mureș. Și aș începe cu prima întrebare. Ați îndemnat Târgu Mureșenii să vină cu o floare la statuia lui Bethlen Gabor. Întrebarea e directă. De ce ar veni un român cu o floare la statuia unui principe maghiar? În primul rând, bună ziua și mulțumesc frumos pentru oportunitate. Cred că este foarte important să există o comunicare între conducerea respective din orașului și cetățeni și dacă sunt nelămurâri, acestea trebuie clarificate. Cred că observațiile cetățenilor întotdeauna au loc și trebuie ascultate. Dar ca să rămânem la prima întrebare, de ce anume ar trebui să respecte românii, în ghilimele, un principe sau un conducător maghiar, aș dori să precizez că în secolul XVII nu s-a pus problema etniei sau a națiunii în sensul cum se pune astăzi. Bethlen Gabor era un principe erudit care a susținut comunitățile din Transilvania, indiferent de etnie, a susținut foarte mult comunitatea românească, chiar a văzut ca și un aliat. Foarte mulți soldați în armata transilvană erau români și la fel în curtea principelui Bethlen Gabor erau mulți români care erau mari dregători. Și aș zice două exemple. Era familia Mailaților din Făgăraș, în frunte cu Moilat Gabor, care era capitanul cetății Făgărașului, a treia funcție era în principat, deci a avut încredere și asta înseamnă că trebuia să existe o relație bună între comunitățile, între comunitatea românească sau elita românească și aristocrația maghiară. De fapt, elita românească face parte din aristocrația în ghilimele maghiară, care este un termen juridic, aristocrația maghiară. Nația hungarica nu înseamnă etnia maghiară, înseamnă categoria juridică de nobili, în care trebuie să știm că aproximativ 40% din nobilimea maghiară din Transilvania erau români de origine. Unii s-au maghiarizat, dar foarte mulți și-au păstrat religia și limba. La fel mailații, ei n-au schimbat nici religia, nici limba. Singura persoană care a trecut la calvinism era Moilat Gabor, capitanul cetății Făgărașului, dar toată familia a rămas ortodoxă și pe nimeni nu deranjat. O altă personalitate importantă era Iosico Micloș, cancelarul principelui Bethlen Gabor, iarăși de origine românească. Dar pe lângă această, să zicem, colaborare strânsă, Bethlen Gabor a susținut traducerea Bibliei în limba română, respectiv a nobilat mai mulți preoți români pentru a ușura situația lor și traiul lor de viață, a susținut școlarizarea, atât la maghiar, la român, la saș, a înființat mai multe școli, a susținut înființarea școlilor de limba română. El știa foarte bine că educația este o armă importantă pentru a ține oamenii la să aibă cunoștințe și să nu fie așa de ușor de manipulați. La fel a susținut și economia, dar a susținut și academismul. El a înființat prima universitate din Transilvania, cea din Alba Iulia, care a funcționat câțiva ani, dar de acolo datăm efectiv existența învățământului superior din Transilvania. Deci putem să zicem că toate națiunile din Transilvania
pot să mulțumesc în primul și în primul rând pentru că a contribuit foarte mult la formarea culturii, la formarea limbii române, la formarea, să zicem, relațiilor pașnice, și aș dori să mai precizez că pe perioada Principatului Transilvan nu existau conflicte interetnice româno-maghiare, mai degrabă sunt conflicte economice, politice. Era perioada Mihai Viteazul când existau așa numite conflicte etnice, dar foarte mulți transilvani, ardeleni, maghiari și secui erau alăturați lui Mihai Viteazul. Deci dacă asta era un impediment de etnie, normal nu se alătărau lui Mihai Viteazul, pentru că Mihai Viteazul așa au văzut că le oferă ceva care au considerat că au fost nedreptățiți. Deci mult mai mult diferențele existau la nivel și pe plan religios decât pe plan lingvistic. Da. Asta am lăsat pe ca și concluzie. Da. Aici în Târgu Mureș religia era în principal predominant calvină, reformată, deci orașul, singura comunitate oficială era cea calvină în oraș. Catolicii aveau o capelă permisă, ortodoxii practicau religia, adică din punct de vedere ecleziastic, în afara orașului, la Nazna, de exemplu, exista parohie și acolo știm deja de existența unei parohii ortodoxe. Dar în oraș nu știm despre existența vreunei capele în această perioadă. Trebuie știut că orașul era în mare majoritate de etnie maghiară, dar în dările de seamă ale orașului se pot identifica mai multe persoane cu nume românesc, deci foarte probabil și ei aveau poate o capelă acasă sau, deci, interzis nu era practicarea religiilor. În Transilvania era o zonă, să zicem, foarte democratică față de restul Europei, unde se omoreau oamenii dacă erau protestanți sau catolici. În Transilvania religia se putea practica liber, însă în anumite zone, orașe, erau reglementate, construcția bisericilor era permis doar pentru protestanți. Și ca să ajungem la Târgu Mureș, ziceți-mi un pic și despre orașul regesc, declararea orașului regesc. Asta în ce situație s-a întâmplat? Devenirea unui oraș ca și, adică obținerea titlului de oraș liber regesc, privilegiile, înseamnă efectiv o libertate mult mai mare pentru cetățenii în oraș ca să-și practice meseriile și, evident, să fie eliberați de sub jurisdicția scaunului sau a comitatului. Deci asta, ca să explic mai pe limba de astăzi, este o situație similară de parcă Târgu Mureș astăzi n-ar avea primărie și primar, ar aparține de Consiliul Județean. În secolul XVII, majoritatea așezărilor erau subordonați comitelui. Prin obținerea de oraș liber regesc, titlului de oraș liber regesc, o entitate putea să obțină privilegii ca să nu mai aparțină de comitat, aparținea direct de principe. Avea mai multe drepturi de a efectua comerț fără a plăti taxele interne, de a forma bresle, de a avea piețe anuale, piețe lunare, piețe săptămânale, unde Consiliul Orășenesc a decis cine are dreptul să intre pentru desfacerea mărfurilor. Poate ar trebui să învățăm din istorie. Da, erau mult mai controlate piețele și mult mai mult susținut economia locală. Și asta a însemnat, încă era o condiție importantă, construcția zidurilor orașului. Deci orașul trebuia să aibă grijă de cetățeni prin construcția de ziduri, dar ca să înțelegeți, asta în decurs a câtorva decenii, Târgu Mureș a crescut foarte mult economic, având în vedere că breslele funcționale, breslele puteau să funcționeze și în orașe fără titlu de oraș liber regesc, doar că erau întotdeauna expuși competiției
externe în cadrul orașului liber regesc erau protejate de legile orașului, deci se putea dezvolta o breaslă mult mai bine. La Târgu Mureș sunt câteva bresle care au ajuns la 30-35 de meșteri. Înseamnă că ei încă fiecare aveau 2, 3, 5, depinde de cât de vestit era meșterul, atâția ucenici. Deci o breaslă mare, cum era cea a croitorilor, putea să numere 150-200 de membri, care la nivelul populației orașului era foarte mare. Târgu Mureșul avea în jur de 2500-3000 de locuitori în secolul 17, în perioada Bethlen Gabor. Aș merge spre următoarea statuie care urmează a fi dezvelită la Târgu Mureș, și anume cea privind școala ardeleană, și aș vrea să-mi spuneți concret datele pe care le aveți la această oră privind această statuie. Dacă ea este, în ce stadiu este, în primul rând, la artiști, să zic așa, și cam pe când prevedeți că va fi dezvelită, respectiv și semnificația acesteia, să mi explicați un pic. Școala Ardeleană, grupul statuar, este în curs de execuție. Motivul pentru care nu s-a finalizat era simplu fapt că artistul nu a reușit să pregătească toate piesele pentru turnare. Grupul statuar are patru elemente, deci cele patru personalități care au compus și au format miezul școlii ardelene. Se lucrează la ultima statuie și normal în condițiile de iarnă va trebui să probabil să așteptăm primăvara ca să fie dezvelit această statuie, grupul statuar, dar considerăm la fel de importantă să fie dezvelită și să fie prezentat publicului, mai ales că mai multe personalități din școala ardeleană au învățat în școlile din Târgu Mureș. Petru Maior, de exemplu, a învățat la școala reformată din Târgu Mureș, fiind strâns legat de acest oraș. Și este o mișcare a elitei românești care s-a născut în miezul Bisericii Greco-Catolice. Greco-catolicismul a însemnat mai multe privilegii pentru comunitățile românești din Transilvania, fiind preoții greco-catolici fiind privilegizați ca și preoții reformați sau cei catolici, n-au mai plătit taxe și au avut posibilitatea pentru a învăța, s-a înființat seminarul de la Blaj. Deci asta efectiv a revoluționat sistemul educațional în limba română, care era mult mai dezvoltat în Transilvania decât în țara românească sau Moldova, unde, să zicem, elita era românească, nu maghiară sau germană, cum era în Transilvania. Deci asta sunt avantajele confluenței și o foarte mare dezinformare față de faptul că în Transilvania România ar fi suferit opresiuni. Nu e adevărat. Aici românii erau în condiții mai bune decât în țara românească, de exemplu, și evident școala ardeleană a reprezentat ramura iluminismului german în mediul românesc. Avea și în mediul german și în mediul maghiar din Transilvania existau aceste grupuri de Aufklärung și iluminismul românesc efectiv a adus în temă drepturile comunității românești să fie mai extinse, mai la egalitate, să zicem, cu comunitățile de saș sau maghiari. Nu vorbim de comunitățile secuiești, care sunt o elită militară încă și nu fac parte din această ecuație. Efectiv, iluminismul elitei românești a ridicat foarte mult partea intelectuală a românilor din Transilvania. Nu este accidental că în secolul XIX, mare parte din elita românească provine din Ardeal. Și efectiv revoluția, adică Roscoala lui Horea, Cloșca și Crișan se bazează pe acest iluminism în care ei solicită mai multe drepturi și aici nu erau neapărat drepturi naționale, ci mai ales taxele și birurile foarte mari impuse de minerit, mai ales în munții Apuseni, unde oamenii trăiau chiar în condiții diferite, grele, și
Și nu este nici aici accidental că pe lângă românii din Munții Apuseni s-au alăturat și secuii din scaunul Arieș, Turda, pentru că și ei se confruntau cu această problemă. Deci dacă doriți, avea două componente Răscoala Horea Cloșca Crișan. Unul este iluminismul, care aduce informația, aduce noțiunea de drepturi comunitare, dar este și o problemă economică și evident, după înăbușirea răscoalei, administrația habsburgică din Transilvania intervine și ușurează foarte mult, deci șterge mult din taxele care au fost impuse minierilor din Munții Apuseni, care în majoritate, putem să zicem că erau de etnie română, erau și germani și maghiari așezați, dar mare parte erau români. Și asta a dus la ameliorarea situației și, evident, la ridicarea economică a populației din zona Munților Apuseni. Până spre secolul XIX putem discuta de conflicte interetnice sau discutăm de conflicte pe diferite categorii sociale sau interese sau chiar bani, da? Deci, afaceri sau... Interese economice. Interese economice, da. În mare parte, conflicte erau legate de probleme economice și probleme religioase. Măsură foarte redusă erau conflicte, să zicem, etnice, propriu-zise. Și mai ales aceste conflicte etnice s-au rezumat la păstrarea anumitor privilegii și la dobândirea altora. Era un conflict între orașele Săsești și români care stăteau în preajma orașelor Săsești, pentru că ei, românii din zona orașelor, reprezentau forța de muncă, dar n-aveau dreptul să se mute în Sibiu, de exemplu, sau în Brașov. La fel în Cluj, în jurul orașului Cluj erau comunități românești însemnate, dar în oraș nu aveau voie doar dacă erau protestanți, de exemplu. Dar astea erau mai degrabă niște reglementări religioase, deci dacă un român devenea protestant, putea să se mute în Cluj. Nu era o problemă deja. Problemele etnice apar în secolul XIX și ele sunt de multe ori distorsionate. Cazul cel mai puternic sau cel mai bine cunoscut este evenimentul din 1848-49, când la început comunitățile românești și maghiare reușesc să colaboreze, iar după aia intervin austriecii, divide et impera, reușesc să atragă pe români de partea lor. Guvernul Kossuth are niște greșeli enorme diplomatice, nerecunoscând sau necunoscând realitățile din Transilvania, și asta duce la conflictele română-maghiare în Transilvania. Dar asta efectiv Avramiancu își dă seama la un moment dat că austriecii doar l-au folosit, dar este deja prea târziu, deci nu mai poate să fie, să zicem, salvată revoluția din 1848, dar ulterior știm că foarte într-un mod foarte viclean au reușit să folosească austriecii cele două comunități unul împotriva celuilalt, ceea ce nu s-a întâmplat în perioada Principatului, pentru că deciziile politice s-au luat în Transilvania, iar principii transilvani erau întotdeauna foarte preocupați ca să nu lezeze interesele vreunei comunități, pentru că atunci implicit produceau tensiuni, ceea ce nu le făcea bine economie în general și a stării de bine din Transilvania, și din acest motiv era foarte echilibrat Transilvania secolului XVII, chiar dacă sunt momente izolate, cum este Mihai Viteazul, când sunt lupte interne, dar iarăși subliniez că foarte mulți maghiari s-au alăturat lumii Viteazul. Revin un pic la dezvelirea statuii lui Bethlen Gabor. În mediul online au circulat câteva comentarii deosebit de negative la adresa acestui eveniment.
principalele contraargumente în mediul online, Facebook și așa mai departe, au fost așa, un, e pandemie, putea fi amânată din cauza pandemiei, doi, cea mai des formulată vorbă românească a fost țara arde, baba se piapă. E foarte corect și această întrebare. Trebuie să precizez că, efectiv, statuia era deja făcută, facturile erau plătite de mult și doar trebuia pusă la loc. Pentru a putea face procesul verbal de încheiere a lucrărilor, trebuia pus pe soclu. Da. Deci altfel nu se putea face închiderea autorizației de construcție, care anul ăsta expiră. Deci obligatoriu, oricum, statuia ajungea pe soclu. Dacă tot a ajuns pe soclu, am zis că nu e logic să așteptăm până în primăvară să stea statuia pe soclu. Hai să organizăm un eveniment online ca să marcăm evenimentul. Iar un alt argument este faptul că Bethlen Gabor s-a născut pe 15 noiembrie și a murit pe 15 noiembrie, pe aceeași zi, evident, nu în același an. Deci s-a născut în 1580 și a murit în 1629. A trăit 49 de ani. Puteam să zicem că e un om tânăr acum, după, în secolul 17 deja era un om, să zicem, mai în vârstă. Evident, și atunci erau mai multe persoane care trăiau până la 70 de ani, mult mai puțini au ajuns la această vârstă. În cazul lui Bethlen Gabor și-a zis cuvântul, modul de viață. Aristocrația, de în general, suferea de artritis, de reumă, pentru că mâncau foarte multe carne de animale sălbatice, vânau. Și astea știm că conțin anumite componente chimice care distrug organismul. Nu existau campusuri militare încălzite. Ei trăiau în corturi și iarna și vara. Și acest frig și acest mod de viață petrecut ani de zile în corturi și a zis cuvântul și iarăși a contribuit foarte mult la deteriorarea stării de sănătate. Am mai întâlnit încă o temă, tot în online și tot legat de dezvelirea statuii, și anume au participat un principal personalități maghiare la acest eveniment și nu am văzut nicăieri dacă au fost invitate partidele românești sau personalități culturale românești acest eveniment sau nu au fost invitate. Nu am invitat nici personalități culturale românești, nici maghiare. Am invitat doar oficialități, pentru că pandemia ne-a impus o restricționare foarte mare a ceea ce înseamnă invitați. Singura personalitate invitată era doamna prefect, care din motive obiective n-a reușit să fie prezent. Am invitat președintele Consiliului Județean Mureș, respectiv președintele UDMR și secretarul de stat care se ocupă de investițiile, să zicem, sau mă rog, susținerea comunităților maghiare din afara Ungariei, era un invitat de onoare. În rest, nu am avut alți invitați, n-am invitat nici măcar sculptori. Am sunat și am informat pe toți că, din păcate, nu pot să vină, pot să urmească doar online. Le-am rostit numele în discursul meu și, evident, și cu această ocazie aș dori să mulțumesc pentru înțelegerea tuturor care ar fi vrut, dar n-au putut să fie invitați. În această privință am primit foarte multe reproșuri și din comunitatea maghiară care ar fi vrut să vadă acolo alte personalități, dar am zis că, din păcate, pandemia și-a zis cuvântul și nu puteam face eveniment. Și aș dori să mai specific un aspect legat de organizarea evenimentului. S-a vehiculat că ar fi costat 8.000 de lei. Aici aș dori să precizez foarte simplu un lucru. 8.000 de lei, într-adevăr, erau cheltuielile dacă decurgeau evenimentele cum am plănuit. Erau invitate două formațiuni de muzică veche, erau artiști, erau personalități, care, oameni de cultură care ar fi luat cuvânt. Din cauza pandemiei am renunțat la toate astea și din 8.000 de lei a rămas 2.000 de lei, care efectiv era emisiunea online și sonorizarea care a fost efectuată la fața locului.
Deci, foarte pe scurt, primăria a trebuit să plătească 2000 de lei pentru a organiza acest eveniment, deci nu cred că era o cheltuială foarte mare față de risipa de bani care încă încercăm să oprim prin contractele moștenite din regimul Florea, unde doar o singură figurină de Moș Crăciun costă 40.000 de lei și acolo nimeni nu s-a plâns, dar sper că să înțeleagă lumea că anumite lucruri va trebui să oprim și să avem o administrație mult mai eficientă pentru cetățean. Simt o oarecare reținere și îngrijorare față de faptul că a venit un primar maghiar la primăria Târgu Mureș. Această îngrijorare provine și din faptul că la Târgu Mureș, timp de 20 de ani, s-a acceptat un primar căruia i-a fost suficient faptul că este român. Are românul din Târgu Mureș, va avea vreun argument să vă atace în următoarea perioadă pe faptul că sunteți un primar de etnie maghiară? Eu cred că trebuie să privim puțin și activitatea mea ca și director de muzeu, care am practicat 14 ani și, de exemplu, eram inițiatorul proiectului Tonița, care după 50 de ani a fost prima expoziție mare retrospectivă. În primul rând sunt cetățean român și asta trebuie să înțeleagă lumea. Faptul că sunt născut într-o familie maghiară nu este un dezavantaj, este un avantaj. Eu sunt dintr-o familie multietnică, unde avem și germani și români, deci nu trebuie să teamă nimeni de acest lucru. În Transilvania trăim împreună de sute de ani și cred că asta trebuie să guverneze și Târgu Mureșul pe viitor. Din păcate, acest fenomen că etnia primarului a dus din inerție înainte regimul Florea are acum rezultate dezastruoase. Și eu cred că rezultatele acestor alegeri sunt foarte importante pentru că oamenii au înțeles în sfârșit că etnia primarului nu are nicio valoare dacă activitatea omului este slabă și este în defavoarea comunității. Eu, din partea mea, nu o să dau niciun motiv pentru comunitatea românească. Ce am făcut la muzeu o să continui și la primărie. O să construim împreună orașul pentru interesul tuturor. Noi doi am discutat odată un subiect foarte interesant și anume că în zona noastră, să zicem, în arealul ăsta, în județul Mureș, sau chiar mai mult de atâta, din osemintele săpate arheologic și scoase la iveală și făcute testele de ADN, nu prea s-au mai găsit români puri, unguri puri, sași puri. Evident, conviețuirea mai multor populații, chiar dacă la prima sau a doua generație încă există niște hotare, să zicem, pe care încearcă să respecte, sentimentele oamenilor nu prea cunosc aceste limite și ceea ce este foarte bun. Înseamnă că Dumnezeu ne-a plantat altceva mai bun decât am inventat noi. Putem vorbi despre identități culturale și nu putem vorbi despre etnii din punct de vedere genetic. Nu există gene special românești sau gene special maghiare. Iar populația era și este așa de mixtă, nu numai în Transilvania, în general în Europa Centrală, că este aproape imposibil astăzi antropologic, genetic să facem diferențe clare. Poate că există diferențe dintre oamenii din Dobrugea și din Satu Mare, dar asta e din alte motive, pentru că sunt micro influențe locale, dar în general Europa Centrală putem să zicem că din punct de vedere genetic este o masă destul de apropiată. Și, evident, întotdeauna când vine o nouă elită, își impune cultura. Asta se poate simți, asta eventual generează tensiuni, dar după două, trei generații, noile generații deja așa cresc, asta e normal pentru ei și nu mai este un pericol. Deci eu asta cred și în cazul Târgu Mureșului. Trebuie să ne reîntoarcem unde a fost Transilvania. Nu contează etnia, ci contează
contează ce facem pentru comunitate și, evident, dacă cineva se simte lezat, atunci este binevenit să-și zică părerea și să zică: domnule, eu cred că acolo ai greșit, și sunt deschis la dialog.